Salutare! Deci suntem acum în studio la Antena, da? Antena Cluj, da? Și trebuie să dăm aici un interviu împreună cu campionul nostru. Uitați-mă! Se vede bine? Și cu arbitrul principal, George Vigionare, Care studiază el. e foarte Da. încă pățenat la lui. Astăzi este deja a Bomba. treia zi în România, astăzi la undeva la 5 am Bomba. autocarul în Moldova. Deci Bomba. vedem ce facem Da, acum cu mă interviul scrie și toată runda. ne vedem în Moldova. Care melodie? Este vorba despre street workout, despre acest campionat, despre cum s-au organizat preselecțiile, cine au fost cei care au concurat. Vom discuta cu invitații noștri din această dimineață și o să-i prezint de la stânga la dreapta. Arbitrii prezenți în această dimineață sunt Mihail Isaicul din Republica Moldova și Narita George din Alba Iulia, iar chiar lângă mine este campionul, să zicem așa, național la acest concurs. Este vorba despre Samuel Lăcătuș din Timișoara. Avem în această dimineață și cupa, avem și diploma, pentru cei de acasă o pot vedea, diploma, placheta de onoare, care este foarte, foarte frumoasă. În principiu, acest sport este relativ nou, deși are elemente din gimnastică, breakdance, parkour, freerunning, toate combinate în același sport. În genere, mă simt foarte bine, mă simt ca acasă, pot să zic că și mereu când vin în această țară, nu este deja prima dată, mai de 6 ani, mai de mult, m-am inspirat și eu de pe rețelele de socializare, de pe YouTube. Și deja am experiență în acest domeniu și încerc să mai mulți tineri să implică în acest sport ca să promoveze modul să întotdeauna. Samuel o să reprezintă țara la un nivel foarte bun. În principiu noi știam toți concurenții dinainte. A fost un număr de locuri prestabilit, iar pe rețelele de socializare și în grupurile noastre de specialitate s-a făcut un anunț și cine dorea să participe trebuia să trimite un filmuleț video cu performanțele lui particulare. Mesajul principal este modul de viață sănătos, mișcarea în aer liber și să ne simțim bine. O să-l mai felicit încă o dată pe reprezentantul din Republica Moldova pentru că a venit tocmai atâta drum până aici și să îi mulțumesc pe această ocazie că, uite, reușim încă o dată să facem activități în parteneriat țara noastră cu Republica Moldova și ne mândrim să aflăm astfel de lucruri. Mulțumesc. Multă baftă tuturor și vă așteptăm la următoarea ediție dacă va avea loc la Cluj-Napoca. Sigur, cu siguranță. Yo, yo, yo. Suntem aici în mall. Cum se cheamă? Colos Center. Colos Center, da, un fel de mall. Aici Mișu a venit din Belgia. S-a îngrășat uite, toate ce bofi are asta. Așa e bine, are vreo 97, nu știu. Basic workout. Deci mergem puțin pe polul acesta, vreau să-mi cate și Adidas să-mi cumpăr. Apoi, nu știu, niște benzi o să primească și mă fac ca deja. Da, băieți stau în spate, am și facem cunoștință cu trei campioni. Nu, parcă sunt paza la ăsta din centru. Măi, băieți, ce faceți? Parcă sunteți paza la ăla. Eu merge în centru, deci mergem aici pe un polus și am găsit ceva foarte bun. Uitați-vă aici ce este. Se antrenează în polus. Se pune prin fiecare magazin unul de asta. E super tare. Mergem printre mașini, căutăm mașina la video. Uite, gara Cluj-Napoca. Da. 5,6 km. Băieții merg la gară, eu merg la autogară. Ne rămas bun și plecăm acasă. Am de mers până mâine dimineață 12 ore. Copiii se plimbă aici și este foarte complicat. Mă, cum mă văd, măi, negru, uite. Măi, nu găsim mașina, măi. Bă, hai, bă, uite acolo. Uite acolo, da, uite. Noi, Cluj, bă, și aia. Nu e aia, iată. Hai de mine. Ce faci, mă? Băi, căutăm mașină ce... Când îi iau un interviu de la tine? Acum, cu ce ajunge din gara. Peace. Peace. Forever. Deja am încercat 3 mașini, dacă mai încercăm cu unul o să ne... Da, oricare dintre astea poți să-ți alegi. A vrut, aia e 21 de minute. Da, Samuel merge acasă să dă la vânzări. Cum va? Să facă niște bani pentru Rusia. Da, băi! Da, băi! Da, băi, Ovidiu! Da, băi! Cuca! Cum e? Da, vai, trenirea vață, simt, da.
Băi, nu văd nimic, numai Negru se vede. Pasiva. Da. Hai, dă-i bata, impresiile tale despre campionatul României. Dar fără campion. Fără campion, a? Da. Se pare cel mai bine, adică nu știu, destul de bine organizat. Da. Ce să zic, concurenții s-au ridicat la nivel, se vede că de anii trecuți au crescut destul de mult. Au crescut aparatele? Da, aparatele. și în rest, ce pot să zic, cât mai multă mișcare și cât mai mult. Da, sperăm și noi la noi să facem mai multe parcuri ca la voi acolo în Moldova. Aha. Și să facem asociații, să trimitem oameni la concursuri, da, cât mai multă lume, spun. Okay. Asta e, dacă nu vin și vă reprezint eu pe voi, da. A, păi da, dacă ceva, asta da. Noi ducem un mod de viață sănătos. Street workout. Street workout. Street. Hai, City Fletcher, zi. City Fletcher. Nu prea am multe cuvinte, am aceeași părere ca lui Samuel. Da? Bine organizat, un concurs strâns. Premiile pe măsură. E bine. Big light. Te așteptăm în Moldova și pe tine. Da, mi-ar face plăcere să vin. Ok. Vezi un video, da. Ia-i pe băieți. Măi. Hai, e rândul tău, să river caut în Moldova. Da, zi ceva aici, uite. Era fain dacă primeam și premiul bani. Ce rău ăsta e. Bă, dar campionate, mă? Oricum, părerea mea nu prea contează că am luat locul 6. Ba da, nivelul se cunoaște, de anul trecut s-a ridicat. Da. Deci, eu cu tine am mai văzut video cu tine. Și băieții doi care au venit cu Cosma. Deci eu... Da. Au dinamică. Videoul care le-a văzut și le-a zis, băie, o să vină. O să, sincer, am crezut că o să fie de umplutură. Deci o să dea egal cu zero. Dar a dat. Asta am crezut eu. Deci asta a fost părerea mea. Da, și Pustuioc. Da, și Pustuioc. Și el s-o prezenta bine. Îți băieți. Mai au de lucrat la multe chestii, dar cu muncă și cu asta. Asta e, da. Orice e posibil, sau mi-am trecut o făcutul. Dacă n-am fost mai mulți. Da. Păi asta da. Eu m-am rugat de mulți care sunt buni, dar nu vor să vină, că nu știu. Da, oricine poate să devină. Poți fi și tu campionul video. Da. Unul la unul, dacă facem un battle pe pune. Păi uite, unul la unul, tu te antrenezi așa bine, din greu, știi? Și peste 10 ani, o să ai vreo 40 de ani, se face pe categorie. Ești tu la 90 te bagi. Cine e mai bun ca tine? Doar ăla, Vitale Feciuc. Dar el nu se bate. În România cine e ca tine? Păi nu face nimeni la greutatea. Tu? Mă-ți beci de la Baia Mare, singurul ăla mare, dar el nu face greutatea. Da, și gata. E campionatul și pleci în Dubai. Arabia Saudită. Măi, Samuel. Mai zici ceva? Ești obosit? Puțin. A, aș vrea să... Cafeaua, ceau, mă, băieți! Ceau! Ce? Campioni! Street! Workout! Street! Workout! Street! Workout! Mare vedere! Deci, suntem acum în autogare. Așteptăm ora 5. Mai avem jumătate de oră de așteptat. Se pornește autocarul. Nu mai mergem cu microbusul, mergem cu autocarul. Că ce mai... E mai bun, nu știu, pentru mine mai tare m-a aranjat autocarul. Am făcut comparații între ele două, mai tare cu autocarul îmi place. Așa că la 5 ne pornim, mâine undeva pe la 5:30-6 dimineața ajungem. Și deja, nu știu, ne odihnim, mergem mâine să ne odihnim. Seara facem un antrenament, asta fac cu băieții. Așa că a fost foarte interesant aici în Cluj, în România. Încă o dată mersi mult pentru invitația Andreea Petre. Și asta e. Ne vedem, cred că e deja un autocar pe la vreo oră. Să stabilesc mesele cum să le mănânc și poate mai fac ceva, dacă nu, deja ne vedem la Chișinău. Bye! Deci am oprit acum aici, nu știu cum se cheamă localitatea, ne odihnim jumătate de oră. Dacă merge cineva pe unde vrea, mănâncă ce face fiecare ce vrea. Eu știu puțin să filmez puțin vlog încă aici. Am mers deja 3 ore, merg să mă iau ceva să mănânc. Apoi deja trebuie să mă bag la somn mai târziu, mi se încarcă acum căștele. Este o zi faină. După un weekend foarte interesant, după un campion care l-am desemnat, acum e foarte bine să...
mergem să ne odihnim. Astăzi, cred că astăzi, mâine ajungem acasă pe la 6-7. Ne mai culcăm puțin, mai dormim și mai facem un antrenament așa tare cu băieții, numai decât din Moldova. Așa că ne vedem mai târziu. Yo, 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 dragi mei prieteni, în sfârșit ajung și eu acasă. Mai am 5 metri până la ușă și intru acasă. Yo! Yo! Welcome to home.